Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, modul în care Duhul lui Dumnezeu se apropie de noi pentru a ne învăța voia lui Dumnezeu este deosebit de variat. Mă gândesc numai la experiențele pe care le-au avut egiptenii și evrei. Generații întregi de oameni se închinau unor zei și într-o bună zi se trezesc că ceea ce credeau ei sau știau ei nu era deloc așa. Evreii, la rândul lor, credeau că știau suficiente despre Dumnezeu, când Iată, Dumnezeu se prezintă acum cu putere, cu o autoritate pe care cei mai mulți dintre ei nici nu o cunoscuseră. Deci, lecțiile le putem primi fie prin experiențe personale nemijlocite, fie prin intermediul altora. Desigur, nu excludem aici învățătura pe care o primim din partea lui Dumnezeu prin intermediul cuvântului său și este chiar învățătura de bază pentru viețile noastre pe care Dumnezeu ne-o transmite prin Duhul lui Cel Sfânt. În ceea ce privește învățătura de astăzi, suntem la capitolul 6 al cărții Exod. Până acum, Moise și Aron s-au prezentat în fața lui Faraon și au cerut voie să plece cu poporul în deșert pentru a duce jerfe Domnului și pentru a se închina. Faraon nici nu vrea să aude de așa ceva. Ba mai mult, decretează mărirea normelor pentru evrei. Poporul este supărat și supărarea lor este îndreptată împotriva lui Moise și Aron, considerându-i principalii vinovați pentru aceste lucruri. Moise, la rândul lui, își îndreaptă nemulțumirea către Dumnezeu. Cred că este o lecție și pentru noi. Este vorba despre răbdarea pe care trebuie să o avem atunci când este vorba ca Dumnezeu să-și împlinească voia sa. Dacă El face o promisiune, acel cuvânt nu și-l mai retrage. Dar El are vremea Lui pentru a răspunde. În acest capitol vedem începutul răspunsului lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: Vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu întărește acum ceea ce spusese lui Moise în deșert la acea memorabilă întâlnire. Soarta lui Faraon și a Egiptului era hotărâtă în ceea ce îl privea pe Domnul. Era numai o problemă de timp pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple. Dumnezeu nu avea nevoie de pregătiri speciale în ceea ce privea viitorul. El este Dumnezeul care există prin sine însuși, Dumnezeul mai presus de timp și spațiul, Dumnezeul mai presus de orice putere. Dumnezeu va face tot ce a promis că va face, pentru că El respectă promisiunile pe care le face și nimic nu-i poate sta în cale. Dar Dumnezeu voia ca Moise și Aron să aibă această încredere în el. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, Eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei, ca să le dau țara Canan, țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. Asigurările pe care Dumnezeu le dă lui Moise și Aron sunt foarte importante. Dumnezeu s-a arătat în vechime lui Avram, Isaac și Iacov, dar nici unuia dintre ei Dumnezeu nu s-a prezentat ca fiind Dumnezeu Jehova, Dumnezeul care este prin sine însuși. În versetele 6, 7 și 8 găsim șapte promisiuni pe care le face Dumnezeu în vederea răscumpărării. Pentru noi, acestea sunt minunate încurajări, pentru noi sunt o minunată imagine a ceea ce se va întâmpla mai târziu prin Domnul Isus. Să vedem ce spun ele. De aceea spune copiilor lui Israel: eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apase egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da o stăpânire, eu, Domnul să vedem care sunt acele șapte promisiuni ale izbăvirii. În primul rând, Domnul spune, vă voi izbăvi din muncile egiptenilor. Apoi, vă voi izbăvi din robia lor. Vă voi scăpa cu braț întins, este cea de-a treia. Cea de-a patra, vă voi face poporul meu. A cincea este, voi fi Dumnezeul vostru. A șasea, vă voi aduce în țara promisă, și în cele din urma șaptea vă voi da țara ca moștenire. Toate acestea sunt promisiuni minunate care au adus încurajare pentru Moise și care trebuie să aducă încurajare și în inimile noastre. Dar să trecem puțin prin aceste promisiuni și să vedem care este semnificația lor mai de aproape. În primul rând este vorba despre aceste promisiune cu privire la poveri. Paralelismul cu situația noastră este acela că fiecare om are de purtat povara păcatului său. Dacă pentru evrei tratamentul la care erau supuși era unul dificil, normele fixate erau deosebit de mari și constituiau o povară pentru ei, păcatul este o povară nespus de mare pentru sufletul omului. Ea nu se poate compara cu nimic altceva. Apoi, Domnul promite eliberarea lor din robia egipteană. În ce ne privește pe noi, dragii mei prieteni, lumea în general vorbesc acum, ea este sub imperiul păcatului, este legată de acest păcat, este roaba păcatului. Promisiunea că Israelul va fi scos din robie coincide cu promisiunea că noi vom fi izbăviți de sub puterea păcatului, vom fi slobozi, eliberați. Această promisiune a eliberării este acompaniată de următoarea care face referire la brațul puternic, brațul întins al lui Dumnezeu. Este, de fapt, și promisiunea găsită în Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Chiar așa? Credem noi în ceea ce ni se vestește? Suntem noi conștienți că este vorba despre brațul lui Dumnezeu care aduce izbăvirea, eliberarea? Acest braț tare al Domnului, evreii l-au văzut în toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Noi le vedem prin dragostea impresionantă a cărei concretizare a fost făcută la Golgota. Din momentul în care Dumnezeu aduce izbăvirea, noi devenim poporul lui. Evreii au fost scoși din Egipt pentru a fi un popor al lui Dumnezeu prin care el să se facă cunoscut lumii întregi. Și noi suntem izbăviți pentru a intra într-o relație specială cu Dumnezeu și prin aceasta să mărturisim despre dragostea lui pentru întreaga omenire. De fapt, următoarea promisiune făcută Israelului este aceea că Dumnezeu va fi Domnul lor. Adică, Dumnezeu va fi cel care îi va ocroti și călăuzi. Dragii mei, prin iertare, noi nu dobândim numai un statut aparte, de izbăviți, de mântuiți, ci devenim copiii lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit. Vedeți, faptul că Dumnezeu era de acum Domnul Evreilor. Era pentru ei o garanție că vor ajunge la acea țară promisă, că vor beneficia de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis părinților lor. Așa cum mai spuneam, Dumnezeu nu ne izbăvește pur și simplu din ceva sau de la ceva. El ne izbăvește și pentru ceva. Ascultați numai ce le scrie Apostolul Pavel Colosenilor vorbind despre Domnul Isus. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Este vorba despre versetul 13 al primului capitol din epistola adresată Colosenilor. Deci, prieteni dragi, noi suntem izbăviți și în același timp cetățenii unei împărății deosebite. Iar țara aceasta, așa cum Cananul devenea o moștenire pentru Israel, devine moștenirea noastră veșnică. Adică, de acum, noi avem acces direct la regele împărăției cerurilor. Aceasta înseamnă bucurie în mijlocul necazurilor. Un alt lucru care trebuie să ne aducă bucurie este faptul că nouă ne este dată deja moștenirea cerurilor. Ce înseamnă acesta? Înseamnă că în acea zi a cazului cel mare, pentru noi va fi o dispensă, care aduce scutirea de astfel de vremuri. Dragii mei, aceasta este o moștenire foarte prețioasă pe care trebuie să o considerăm ca atare. Dar să vedem ce face Moise în continuare. Versetul 9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise ei dragii mei aici este problema deznădejdea robia aspră lucrurile acestea i-au făcut pe evrei să nu asculte pe Moise de fapt nu pe Moise ci pe Domnul pentru că el era cel care le vorbea prin Moise Moise era doar un mesager acum nu trebuie să ne mirăm prea mult, pentru că nici noi nu suntem scutiți de toate acestea. Deznădejde ne cuprinde și pe noi adesea. Motivele pentru care vine ea în viața noastră sunt câteva. De exemplu, descurajarea vine atunci când așteptările noastre nu sunt împlinite. Acesta este un moment în care suntem cuprinși de descurajare. Nu avem ceea ce ne-am fi așteptat să avem și de aceea suntem descurajați. Dar nu numai atunci trecem prin astfel de momente. De exemplu, atunci când suntem la un moment de răscruce în viață, când este vorba de o întretăiere de drumuri. Faptul că nu știm ce ne așteaptă dincolo de acel moment, nu știm exact drumul pe care trebuie să apucăm, acest fapt aduce adesea deznădejde, descurajare. În mare, sunt două aspecte majore care duc la descurajare, de fapt. Este vorba despre lipsa credinței și lipsa viziunii. Într-un anume sens, este vorba de un cerc vicios. Atunci când ești deznădăjduit, nu asculți. Când nu asculți, nu ai posibilitatea să experimentezi ceea ce Dumnezeu dorește să-ți ofere. Dacă nu ai aceste experiențe, atât credința cât și viziunea ta au de suferit. Dar ce ne mai rămâne de făcut atunci? Oare ce le rămâne evreilor de făcut? Se supără Dumnezeu pe ei? Întrerupe el orice acțiune legată de eliberarea lor? Nu. Nimic din toate acestea. Dumnezeu este acela care își continuă aplicarea planurilor lui, iar poporul, mai încet, dar ajunge în cele din urmă să cunoască tot ceea ce are Dumnezeu de oferit. Dragi prieteni, acesta este Dumnezeul nostru. El este gata să ajute și necredința noastră. Amintiți-vă ce se roagă tatăl băiatului îndrăcit: Doamne, ajută necredinței mele. Și Dumnezeu o face. Să urmărim mai departe cuvintele pe care Dumnezeu le adresează lui Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Dute de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului: Iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară? Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Dumnezeu îi cere lui Moise să vorbească din nou lui faraon. Prima dată cererea lui a fost respinsă. Mai mult, poporul a avut de suferit de pe urma cererilor lui. Din aceste motive, nici poporul nu a vrut să-l mai primească pe Moise. În aceste condiții, moi încearcă să evite din nou implicarea în acest plan măreț pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția lor. De ce oare? Pentru că moi se privea mai mult la circumstanțe decât la Domnul. Dar Domnul avea planuri mari pentru el. Acum urmează însă o genealogie a poporului evreu. Și nu sunt puțini cei care susțin că acest lucru nu are nimic de a face cu desfășurarea normală a evenimentelor, dar, așa cum o să vedem, genealogia pusă chiar în momentul acesta, chiar în punctul acesta, în desfășurarea acțiunii, este foarte importantă. Mai mult, Dumnezeu a insistat ca aceste genealogii să fie înregistrate pentru că El vrea ca toată lumea să știe cine sunt copiii Lui. Și știți ce înseamnă acesta? Că și în ceea ce ne privește, la momentul potrivit, întregul univers va afla cine sunt copiii Lui deveniți ai Săi prin Domnul Isus. Să vedem cine sunt cei pe care i-a ales Dumnezeu să-L reprezinte în fața neamurilor. Iată că petenile familiilor lor, fiul lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, Enoch, Palu, Hezron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben, fiul lui Simeon, Iemuel, Iamin, Ohan, Iachin și Tsohar, și Saul, fiul născut dintr-o femeie cananită. Acestea sunt familiile lui Simeon. Iată numele fiilor lui Levi după spița neamului lor, Gershon, Chehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost 137 de ani. Gershon, Chehat și Merari sunt cei trei fii ai lui Levi. Ei sunt cei care vor fi slujitorii cortului, locul unde se va întâlni Dumnezeu cu poporul său. Tot în această genealogie găsim părinții lui Moise și Aron. Versetul 20. Amram a luat de nevastă pe mătușe sa Iochebed și ea i-a născut pe Aron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost 137 de ani. Pentru că am ajuns în acest punct, mi-am adus aminte de o întrebare. De ce viața lui Aron nu a fost la fel de agitată ca cea lui Moise, când porunca lui Faraon a fost clară să fie omorâți toți copiii de parte bărbătească din Israel? Răspunsul este foarte simplu. Aaron era mai în vârstă decât Moise. Aron se născuse înainte de decretul lui Faraon și nu intra sub incidența acestuia. Dar să continuăm. Următoarele versete continuă cu înșirarea familiilor Israelului, dar aș vrea în mod special să mă opresc la versetele 26 și 27. Aceștia sunt Aron acela și Moise acela cărora le-a zis Domnul, scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aron acela. Vedeți acum care este rostul acestei genealogii? În versetul 12 găsim un Moise descurajat. Un Moise care n-a fost primit nici de cei tăiați împrejur și nici de cei netăiați prejur. În această împrejurare intervine Dumnezeu și oferă un întreg cadru cu privire la persoana lui Moise, la originele lui. Era foarte important ca poporul să înțeleagă cine este Moise, care este mandatul lui, care este împuternicirea lui, care este acreditarea lui, în ce nume vine el. Sunt unii în zilele noastre care susțin că nu este necesar să crezi că Domnul Isus a născut dintr-o fecioară și a venit să trăiască în lumea aceasta. Scriptura nu lasă loc de interpretare când este vorba despre Domnul Isus. Este vorba despre adevărul legat de persoana sa și adevărul trebuie luat în întregimea lui. Este vorba despre identitatea lui. Este vorba despre originea lui divină. Este foarte adevărat că nu credința nașterii lui din Fecioară este aceea care ne aduce mântuirea, dar nu poți să crezi că el este fiul lui Dumnezeu, este cel care a murit pe Golgota, este cel care a înviat din morți, și să nu crezi că el este cel care a venit în această lume printr-o naștere miraculoasă este nevoie să credem că domnul isus este cel ce a spus că este și că toate elementele cuprinse în scriptură sunt adevărate în ceea ce privește persoana lui este de asemenea important ca aron și moise să fie cei care au spus că sunt poporul trebuia să înțeleagă lucrul acesta Trecuseră deja 40 de ani de când Moise a părăsit Egiptul, și între timp se căsătorise cu o femeie din Madian. Acum, el s-a întors în Egipt. Dar, este el un evreu? Este el cel care susține că este? Genealogia lui vine să confirmă că el este Moise care vine din familia lui Levi, iar tatăl lui și mama lui sunt Amram și Ochebed. Această genealogie este, de fapt, scrisoarea de acreditare pentru Moise și Aron. Desigur, în scurt timp, el va prezenta și semnele pe care Dumnezeu îi le dă ca acreditare, că este trimisul lui Dumnezeu. Ei sunt calificați în acest fel pentru misiunea pe care au început-o. Pe baza acestei acreditări, Dumnezeu renoiește chemarea adresată lui Moise și Aron. Când a vorbit Domnului Moise în țara Egiptului, Domnul a zis lui Moise, eu sunt Domnul. Spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea Domnului: Iată că eu nu vorbesc ușor. Cum are să mă asculte, Faraon? Vedeți, aceasta este o repetare a vechii discuții pe care Dumnezeu o are cu Moise. Moise încă nu este convins că trebuie să facă ceea ce a cerut Dumnezeu. El încă mai are argumente pentru a se sustrage. Interesant este însă că argumentul lui este acesta al incapacității de a vorbi. Acum, unii comentatori consideră că este vorba despre un defect din nașterea lui Moise care îl împiedica să pronunțe corect cuvintele. Alți comentatori consideră că este vorba despre un accent pe care Moise îl dobândise în Madian. De unde vin acest argument? În ceea ce privește cuvântul pe care îl folosește Moise când descrie această situație, el este necircumcis, sau netăiat în prejur. El spune, limba mea este netăiată în prejur. Acum, dacă avem în vedere faptul că evrei se identificau ca fiind cei tăiați în prejur, iar pe ceilalți îi considerau netăiați în prejur, argumentul lui ar putea fi o exprimare a faptului că nu vorbea corect dialectul evreiesc, iar faraon ar fi putut contesta originea lui de evreu. Ce amestec ar fi avut el în treburile acestui popor? indiferent de sensul cuvintelor lui Moise, cert este că el încearcă să se scuze față de Dumnezeu, pentru că, de fapt, nu vrea să facă ceea ce îi poruncise Domnul să facă. Vedeți, încă nu era rezolvată această problemă a credinței lui Moise. El mai avea dificultăți în a se încrede în Dumnezeu, cu toate că văzuse deja puterea și identitatea celui ce îl trimitea. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu renunță ușor. El nu forțează pe nimeni cu nimic, dar nici nu se retrage după primul refuz. Atunci când el are atâtea binecuvântări de oferit, când are atâtea lucruri minunate de împlinit prin noi, nu renunță prea ușor în a ne face asemenea favoruri. Numai că nici nu poate accepta la nesfârșit refuzul nostru. În ceea ce îl privește pe Moise, atât el cât și poporul evreu, va vedea în curând puterea lui Dumnezeu manifestată într-un mod care nu semăna cu nimic din ce au văzut ei până atunci. Dragii mei, este vorba despre extraordinara putere pe care o demonstrează Dumnezeu în această situație a scoaterii poporului din robia egipteană. După cum poate ne aducem aminte, Dumnezeu atunci când se arată în pustie, în deșert lui Moise prin acel arbust arzând, îi se prezintă ca cel ce este, adică Jehova. Lucrul acesta însemna că Dumnezeu nu depinde de nimeni în aplicarea planurilor lui, cu alte cuvinte, nu depindea de Moise, nu depindea de niciun alt zeu al Egiptului sau al oricărui alt popor. Dumnezeu este stăpânul absolut al acestui pământ și nimic nu-l poate surprinde sau împiedica să facă ceea ce dorește. Este în puterea lui să facă tot ceea ce vrea el, nimic nu-l poate opri de la aceasta. Acest nume și această prezentare ar fi trebuit să fie o garanție pentru Moise și pentru popor că ceea ce Dumnezeu a promis se va și împlini. Dragii mei, și pentru noi trebuie să fie la fel. Numele lui Dumnezeu, persoana lui, identitatea lui, reprezintă o garanție că tot ceea ce a promis el se va împlini exact cum a promis. Nimic nu se va schimba din ceea ce a spus el. Și așa cum nu se a schimbat nimic din ceea ce a spus cu privire la eliberarea poporului evreu și judecata care va veni peste Egipt, nimic nu se va schimba și în ceea ce privește izbăvirea, Mântuirea prin Domnul Isus și judecata care se va face tot prin Domnul Isus. Deci, dragi prieteni, Dumnezeu este înțelegător și nu ne respinge chiar și atunci când noi nu suntem pe deplin încrezători în El. El continuă să ne caute cu dragostea lui. Lucrul acesta se cheamă har. A fost har față de Moise, față de poporul evreu și este har față de noi. Adică este ceva ce nici Moise nu merita, nici poporul evreu și nici noi. Este numai dragostea lui Dumnezeu, aceea care îl face să acționeze în acest fel. Dar, dragi prieteni, Biblia ne spune că va fi un sfârșit al acestui timp de har. Nimeni nu știe când vine acest sfârșit. De aceea, îndemnul scripturii este să pui viața ta în mâinile lui Dumnezeu cât mai repede. Să nu uităm, dar un verset care spune așa: Câte vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătierii. Doamne, ajută-ne! Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.